Spuneți un pic să vorbim despre copilărie. Ce fel de copil erați? Întrebări interesante voi azi aveți. Dar țin minte că eram un copil cu minte, de ascultător. Dar clar că ca toți copiii cu idei, și cred că cea mai interesantă era perioada de căutare. Nu țin minte înainte ce a fost, dar perioada de transformare, de maturizare. Ce e bine, ce e rău, cine procedează bine, cine nu și de unde poți lua ca să te construiești. Trading-ul ăsta înseamnă comerț, de a cumpăra și de a vinde. Dar comerțul a fost în sânge dintotdeauna. Da, probabil la mine din familie vine, pentru că și bunelul, din câte am înțeles că era comerciant și da, din ceea ce cunoaștem noi despre generațiile anterioare, au fost comercianți în familie. Și inclusiv părinții mei, eu țin minte momentul cel mai important atunci când ei se ocupau cu vânzările și la Paști era momentul când noi răsturnam banii de după vânzare de la piață, care era piața fizică, nu asta internațională, și răsturnam banii jos în casă pe covor și ne apucăm să-i aranjăm de 5, 10, 50 și așa. Asta era momentul cel mai preferat al nostru, dar munceam împreună cu ei, vindeam împreună cu ei și probabil de acolo din familie vine ușurința de a gestiona banii și normalitatea că trebuie să cumperi mai ieftin și să vezi mai scump. Atunci eram curioasă. Și reușit din asta, ai să vreun model sau persoană în care v-a inspirat? Da, am o mătușă pe care, din păcate, am pierdut-o în 2020, cu toate că nu era caz, deci era încă tânără. Era o doamnă, pot să spun că și business lady și foarte implicată în businessul ei, dar și foarte harnică. Era persoana care era în sala de producere la ora 6 dimineața și lucra și cu femeia de serviciu, discuta pe același ton ca și cu partenerii de afaceri. Și ea pentru mine era un model de femeie care reușește să le facă pe toate. Dar a fost un moment interesant când unchiul meu mi-a spus: trebuie să te faci diplomat, că ai calități foarte bune, așa, știi, să negociezi foarte bine. Dar la general, cine ați vrut să deveniți când erați copil? Profesoara. După care m-am gândit că totuși îmi place mult să lucrez cu copiii, după care mi-am dat seama că aș vrea să am eu 7 copii și am zis că nu mai vreau să fiu educătoare a altor copii, dar a ei copiilor mei. Și acum am ajuns până la urmă să lucrez profesoară de oameni mari. Aveți o persoană sau poate o carte, un film care vă inspiră și până acum? Toate cărțile mă inspiră și oamenii deștepți. În orice carte găsesc ceva bun. De uneori, dintr-o carte pot să rămân cu o frază. Dacă la moment aș putea să spun că sunt foarte inspirată despre o doamnă, îi spune Blight Masters, care a creat contractele pe credite derivate în Statele Unite ale Americii, a creat niște produse financiare care au dus, de fapt, la criza financiară din 2008. Și sunt impresionată de inteligența ei și de cum a creat. Am ajuns la ideea de a scrie o carte din necesitate, pentru că în domeniul nostru este foarte multă informație. Informația este împrăștiată în diferite cărți, în diferite surse materiale, pe internet. De asta este complicat, adică necesită foarte mult timp să o înveți, să o culegi de peste tot ca să-ți formezi. Și în carte noi am pus din teoria învățată plus experiența de-a lungul anilor, pentru că poți să scrii așa o carte atât de comprimată cu tot ce este cel mai important, doar având experiență, doar din experiență. Și ideea vine din necesitate, pentru că consultanții noștri, traderii, le ia foarte mult timp să găsească atâta informație și noi fizic nu putem să o transmitem la toți. De asta cartea este instrumentul prin care poți transmite experiența și cunoștințele într-un format, da, accesibil tuturor. Și ea este foarte la etapa inițială. Va mai, cu siguranță o vom prelucra, vor mai fi și altele. Asta e doar o carte pentru uz intern la moment, pentru a transmite din experiența și cunoștințele care le avem într-un mod foarte, foarte comprimat. Eu zic că e o carte gen TikTok, pentru că într-o perioadă foarte scurtă de timp obții informația de care ai nevoie și foarte ușor să o citești. Tradingul în general nu este, da, este și o profesie, dar este un mod de a fi. Este un stil de viață, aș putea să spun, că nu este o profesie pe care poți să o lași până la ora 5 sunt trader, după ora 5 gata, nu mai sunt trader. Nu, asta este un mod de a trăi, de a exista. Tu ești trader în sânge. Asta se răsfrânge asupra tuturor ariilor vieții ca atare, pentru că deja se dezvoltă un creier care gândește analitic, care analizează, prognozează și asta se răsfrânge asupra tuturor ariilor. Adică nu mai poți să gândești la fel atunci când cunoști domeniul ăsta. Creierul evoluează foarte mult și poți analiza lucrurile și în toate celelalte arii la fel, doar
cu o privire și ai înțeles ce se întâmplă și ce va urma. Ce sfat le-ați oferit persoanelor care simt că s-au pierdut și nu reușesc să-și regăsească direcția? Cred că cel mai simplu este așa. Nu există acțiune fără rezultat și nu există rezultat fără acțiune. Filozofii tare multe n-au reușit. Poți căpăta experiență doar prin acțiune. Și adică dacă nu te regăsești, nu știi cine ești, în care parte să o puși, pur și simplu acționează. Acționează, experimentează, gustă, vezi, îți place, nu-ți place. Ce trebuie de regăsit? Atunci când te cauți ca să te regăsești, de fapt cauți un model de unde vrei să copii. Pentru că tu deja ești. Ce cauți? Ești așa cum ești. Deci toate resursele sunt la noi în interior. Cel mai ușor este să acționezi. Atunci când simți că îți place ceea ce faci, că te simți bine acolo unde ești, înseamnă că acolo, ești acolo unde trebuie să fii. Pur și simplu acționează și capte experiență. Viața este o călătorie în general. Pentru că tot ce se întâmplă în viața noastră, că este bine, că este rău, că nouă ne pare pe moment că este rău, că este grav, că este ceva ce ne face rău. De fapt, orice ne se întâmplă, este ceva care ne crește. Este o lecție pe care trebuie să o învățăm și să mergem mai departe cu experiența asta și asta ne va îmbogăți pe viitor.